candidează la primărie și nu va fi trompeta nimănui. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bună seara și bine ați venit, domnule Ionel Dinu! Invitatul meu din această seară, în platou, în fața dumneavoastră, dragii mei telespectatori, domnul Ionel Dinu, liderul formațiunii Partidul Mișcarea Populară, filiala Giurgiu, de asemenea, candidatul PMP la primăria municipiului Giurgiu. Zic bine? Da, foarte bine. Vreți să fiți primar? Da, aș vrea să fiu primar, fiindcă aș vrea schimbarea. Ne-a și spus din prima de ce ați vrea. Da, adică... da. Vreau schimbare la nivel de municipiul Giurgiu și n-aș vrea să fiu rău și aș vrea să argumentez că în momentul de față, din anul 2012 și până astăzi, Giurgiu de pe locul 29 ca municipiu, astăzi este pe ultimul loc la nivel de trai, la indicele de dezvoltare, atât la sănătate cât ne-a și făcut Teleormanul, Călărașul, adică suntem, ne-am prăbușit, da, ne-am prăbușit. Atât județul Giurgiu este pe ultimul loc, cât și municipiul este un lucru care este fără precedent. În 4 ani de zile, municipiul să ajungă după locul 29 pe locul câte 41, câte municipii reședință de județ. Este alarmant. Credeți că fiecare giurgiuvean știe lucrul ăsta? Este tragic. De asta și în emisiunile, dumneavoastră de TV, atât pe Valahia, cât și pe Giurgiu TV, televiziuni cu o învergură și cu o penetrare în tot județul și am înțeles că și în alte județe din țară, evident că mă aflu astăzi să dau acest mesaj ca giurgiuvenii să cunoască situația reală a municipiului cât și a județului Giurgiu. Să cunoască și să conștientizeze, să treacă așa prin filtrul minții și... Evident. Da. Ați afirmat că veți candida și nu veți fi trompeta nimănui, nici iepurașul, că acum e cu iepurașul. Lumea zice că sunteți iepurașul lui Nicolae Barbu, iepurașul lui Alexandru Vladu, iepurașul lui... Dacă dumneavoastră credeți că Ionel Dinu a fost trompeta cuiva sau va fi iepurașul a unui candidat la primăria municipiului Giurgiu, sunt și ala marnic. Numai dacă vă uitați la profilul meu psihologic, aș fi curioasă să-l văd. Nu cred că aș putea să fiu iepurașul cuiva. Știu unde vreți să bateți, că lumea deja a dat un mesaj, încearcă să creeze să dea un mesaj în municipiul Giurgiu că aș fi iepurașul cuiva. Și aici mă refer la Nicolae Barbu, ca și primar în funcție. Că tu mai fi, sperăm că după data de 5 iunie să avem un alt primar cu altă atitudine și cu altă abordare vis-a-vis de necesitățile oamenilor și ale orașului. Mi-aș dori eu că, vă rog, mi-aș dori ca să am foarte mulți bișoni în jurul meu. Chiar și pe Nicolae Barbu în momentul de față l-aș considera un bișon al meu, fiindcă starea lui de spirit în momentul de față spune mult. Și o să dezbatem și o să cunoașteți atât dumneavoastră, cât și spectatorii, telespectatorii dumneavoastră, multe taine pe care giurgiuvenii nu le-au cunoscut până acum. Giurgiuvenii nu l-au cunoscut, dar să știți că aici nu-l dezbatem pe Nicolae Barbu. Nu. Ați venit să... Da, dar consecințele alegerii dânsului în 2012 sunt astea care sunt astăzi. Și sunt simțite. Dumneavoastră știți mai multe decât orice giurgiuvean, pentru că vis-a-vis sunteți... de persoana domnului Barbu. Vreau să am o atitudine corectă și cinstită față de cum dânsul și-a dus la bun sfârșit mandatul de primar. Și atât, cu persoana Barbu până nu mă interesează. Mă interesează de profilul lui profesional, administrativ, care l-a avut în acești 4 ani de zile. Dar ce profil a avut? Un profil care, după părerea mea, nu a pus în practică ceea ce trebuia, ce a promis, în primul rând, giurgiuvenilor. Fiindcă, stimată doamnă, dacă ne aducem aminte de la alegerile locale din 2012,
Eu am avut o conferință de presă imediat după câștigarea, după rezultatul alegerilor și am afirmat cu tărie că Barbu nu este un câștigător și este doar un beneficiar de conjunctură a celor alegeri din 2012. Lucru care s-a dovedit și în zilele de astăzi. El a făcut o mare greșeală. A confundat administrația publică locală a municipiului Giurgiu cu propria lui societate comercială. Și a vrut să ducă atitudinea și abordarea lucrurilor în cadrul primăriei ca și a unei societăți comerciale. Păi stați puțin, că am zis că nu mai vorbim despre Nicolae Barbu, dar spuneți, dumneavoastră spuneți că a considerat o proprie societate comercială. Păi atunci de ce era toată ziua cu mâna sus? Doamne, zicea Barbu ceva și era cu mâna sus. Eu sunt un om de cuvânt. Uh-huh. Am fost un om al administrației publice locale și mă refer la județul Giurgiu. A făcut parte din Consiliul Județean, în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean. Și eu am crezut că așa este bine ca partea executivă să se bucure să susțineți proiectele municipiului Giurgiu. Nu la Barbu ca și primar m-am gândit. M-am gândit la locuitorii municipiului Giurgiu. Că este bine să nu îngrădim cumva proiectele municipiului Giurgiu, să le dăm posibilitatea să fie în practică. Dar am constatat ulterior cu ardoare că multe dintre proiectele care noi le-am adoptat în cadrul Consiliului Local pur și simplu n-au fost puse în executare de către executivul primăriei Giurgiu. În ce sens n-au fost puse? Adică n-au fost puse în executare, dar știți cum s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat odată, nu? Că după prima chestie pe care ați observat-o, așa era de bun simț să fiți mai atent, mai... știți? Existând precedentul. Da, eu de obicei mă țin de cuvânt. Într-adevăr am dat... I-ați promis lucrul ăsta? Am dat mâna cu el și am spus voi susține toate proiectele primăriei până la capăt. Da, ați dovedit că sunteți un om de cuvânt. Da, probabil că și eu mi-am depășit măsura și probabil că era mult mai bine ca să trag semnale de alarmă. Dar cât am putut... am și tras semnalele de alarmă. Dacă nu le-a înțeles, este problema dânsului. Ați încercat să-l atenționați? De fiecare dată, l-am atenționat între patru ochi. De fiecare dată am evitat să fie alte persoane de față când discutam cu dânsul, dar m-a făcut să cred că n-am cu cine discuta. Domnule Dinu, ați spus că veți candida, că vă doriți schimbarea. Acum nu puteți să candidați doar că... să fie altul la primărie, da? Trebuie să veniți cu ceva. Dacă vă doriți să și câștigați? Eu îmi doresc să câștig. Așa. Ca orice candidat care intră într-o competiție. Să nu creadă cineva că am venit să fac doar act de prezență. Nu, Ionel Dinu se va bate pentru giurgiuveni. Dacă giurgiuveni consideră că eu merit cu prisoțință să mi se dea votul și în urma votului și rezultatului să ies primar, cu atât mai bine. Dar... poate nu voi reuși să fiu primarul municipiului Giurgiu. Poate va fi un alt candidat. Nu este niciun fel de problemă. Făcând sport de performanță, știți să și pierdeți. Să gust și din parul victoriei, cât și din cel al frângerii. Nu este niciun fel de problemă. Important este să câștige giurgiuveanul și să câștige municipiul nostru. Și să-și aleagă pe cine doresc ei. Pe cine doresc ei, dar să facă ceea ce trebuie pentru municipiul Giurgiu. Că în momentul de față, ceea ce s-a petrecut pe această perioadă de 4 ani, nu s-a dovedit că executivul primăriei a fost aproape de oameni și de orașul Giurgiu. Foarte puține proiecte care au fost puse în executare. Și mă refer la proiectele pe care au fost preluate din mandatul trecut al domnului Iliescu. Dacă s-a asfaltat șoseaua București, s-a asfaltat pe proiectul care a fost câștigat de domnul Iliescu. Păi actualul primar a spus că ce, domne, ce proiecte au fost de la fostul primar? A fost ce proiectul Bucureștiului, asfaltarea, până la fostul hotel la domnul Spoială. Uh-huh. A fost liceul Maiorescu, care tot un proiect câștigat de domnul Iliescu și finanțat totodată, numai că implementarea, datorită unor întârzieri care au avut loc în timpul licitației, și lipsă de procedură în momentul de față, s-a întins pe mandatul lui Barbu. Dar banii, proiectul este câștigat de nimeni altul decât de domnul Iliescu, fostul primar.
Acum, am spus mai devreme și repet, nu puteți să vă doriți să candidați doar pentru că doriți o schimbare. Doriți să și câștigați. Și atunci, ca să și câștigați, trebuie să convingeți. Da? Trebuie să convingeți. Acum, temperamentul dumneavoastră este cunoscut, sunteți vocal, de multe ori gălăgios acolo. Nu că ar fi de rău. E apanajul inteligenței, domnule. Și spontaneitate. Da. A, așa îi spuneți dumneavoastră, spontaneitate. Da, e bine. De multe ori când simți că ai dreptate, de multe ori să strigi în gura mare, dacă trebuie, de acord cu dumneavoastră. Atunci vă întreb, cum încercați să seduceți electoratul, să câștigați simpatia, cu ce programe? Ce v-ați propus pentru Giurgiu? În primul rând, trebuie să-i dăm giurgiuveanului ce merită. Merită mai mult, Giurgiu. Mult mai mult, mult mai mult. Giurgiuveanu, în momentul de față, merită un spital municipal. Mai ales că suntem într-o situație destul de dezastruoasă pe zona sănătății. Și eu personal, dacă aș ieși primarul orașului Giurgiu, evident că aș pune în practică aveți și aș implementa un asemenea niște priorități proiect. Stabilite, da, în programul spital, dumneavoastră. Spital municipal. Da. Pe de o parte. Pe de altă parte, aș vrea să aduc cât mai mulți investitori străini în orașul, în municipiul Giurgiu, pentru crearea locurilor de muncă. Că văd că de fiecare dată când ies pe televizor cei de la PSD spun că ei au creat în municipiul Giurgiu, într-o perioadă de 4 ani de zile, 7.000 de locuri de 7.000 de locuri de muncă. Doamna drăgule, să vă spun un secret. Și puteți să-l și verificați. Mergeți la forțele de muncă, cum am făcut și eu, și mi s-a dat o statistică. Ați mers pe urma primarului să vedeți de unde sunt? Pe urma barbă n-am să merg niciodată. Ați mers? Când ați cerut statistica? Acum 3 luni de zile. După ce a anunțat primarul. Și am constatat următoarele, doamna drăgule. Că în municipiul Giurgiu sunt mai mulți pensionari și sunt 17.500, iar angajați în momentul de față sunt doar 13.500. M-a surprins în momentul când am auzit că domnul Barbu, în perioada mandatului dânsu, s-au angajat 7.000 de oameni. Eu stau și mă întreb și știu foarte bine că până să intre dânsu mandatul de primar al municipiului Giurgiu, erau mulți mai mulți angajați. 14.700 erau. Iar astăzi constatăm. Aveți situațiile? Da, sunt situațiile. Dar domnul Barbu nu a înțeles un singur lucru. Eu nu-i vreau rău și nu vreau să-l judec ca om. Vreau să-l judec pe acțiunile dânsului care le-a făcut în cadrul primării. Lucru care nu se dovedește în momentul de față. Eu îl întreb un lucru. Da, în județul Giurgiu, într-o perioadă de 4 ani de zile, s-au angajat 7.000. Dar au ieșit din Revisal mai mult decât au intrat. Uh-huh. Asta este problema. Eu știu ce cum... Vedeți? Da, știu vedeți? Și o să... Și mai constatăm un lucru. Acum este perioadă, o să ne arunce pe piață, e perioadă de vară. De domnule, după vară, ultimul vară. Calcul au ieșit undeva spre 8.000. Da. Că a spus da. Și da. Pe un post național. Bun. Și în momentul de față constatăm că în municipiul Giurgiu sunt 17.500 de pensionari, cu 13.500 de angajați, fac 30.000. Da. Populația orașului Giurgiu de la 71.000 a ajuns la o depopulare masivă și avem decât 58.000 de locuitori în momentul de față. Sărăcim și ne împuținăm. Bun, perfect. Când încep migrațiile din anumite orașe? Când fondul de sărăcie când este scade mare. Nivelul de trai. Exact. Iar oamenii nu-și pot găsi un loc de muncă pentru a supraviețui. Că la giurgiuveni, în momentul de față, să știți, își pun problema de unde mai putem supraviețui în acest oraș. Oraș care este călcat în picioare. Da. Și am să vă spun un secret. Cu cât PSD-ul în județul Giurgiu și municipiul Giurgiu va lua cât mai multe voturi, cu atât mai greu va fi pentru oameni. Am constatat, pe statistică făcută, că acolo unde orașele, municipiile reședință de județ, comunele, județele sunt conduse de PSD, sărăcia este cea mai mare. Așa este. Uitați-vă dumneavoastră ce se întâmplă în Ardeal, unde conduce dreapta. Așa este și ne uităm spre Teleorman, unde e Dragnea.
da? De unde e bine Dragnea. Bine că mi-ați adus aminte de domnul Dragnea. Știți ce s-a întâmplat la începerea mandatului domnului Dragnea ca prim vicepremier? Pe acele reforme în administrațiile financiare, dumneavoastră știți că Giurgiu, în momentul de față, și puteți să cereți la direcția de finanțe. Noi astăzi, datorită acelei reforme care a făcut-o domnul Liviu Dragnea și a luat direcția de finanțe ca tutelă și a mutat-o la Cracova, noi pierdem 35% din taxele și impozitele pe care le colectam la nivel de direcția de finanțe. Regiona, un fel de... Exact. Da. Știi ce consecințe aduce acest fenomen? Consiliile județene, primăriile, trăiesc din acești bani și li se dă o cotă defalcată, așa se numește, 25% din taxele și impozitele pe care se colectează la nivel de județ. Mă înțelegeți? Acele 25%, acel procent de 25% din taxe defalcate, înainte ca domnul Dragnea să mute și PSD-ul cu domnul Bădălău în frunte, să mute această direcție tutelă la Prahova, Consiliul Județene și primăriilor reveneau bani mult mai mult decât revin astăzi. Și iată că ne trezim la un moment dat că Giurgiu e în scădere a PIB-ului. Și eu sunt terifiat în momentul de față vis-a-vis de atacul pe care l-a făcut în instanță domnul Barbu și clica PSD-ului de a bloca acel ADI. Ia spuneți, domnul Asociația Dino. Intercomunitară... Care e treaba cu ADI-ul? Nu. Eu am fost indignat și chiar am atras atenția domnului Barbu. Doamne, nu faci bine ceea ce faci. Fiindcă vei afecta atât municipiul Giurgiu, cât și întreg județul. Doamna Drăguni, vorbim de un proiect de 105 milioane de euro. Da. Dacă ne raportăm la PIB-ul județului Giurgiu și la nivel național, un PIB este format din investiții, este format din consum, este format din export, minus importurile care se fac. Acești 105 milioane de euro intrau în investițiile județului Giurgiu. Și așa PIB-ul ăsta e atât de amărât al județului Giurgiu. Se mai ieși 105 milioane care se veneau din programele Uniunii Europene. Dumneavoastră vă dați seama că noi suntem îngenunchiați, iar oamenii de la țară, că sunt afectate 27 de comune, încă chiar vrem să trăim ca în comuna primitivă. Dar ce scop? Vine dânsul, eu am citit foarte bine declarațiile dânsului în presă și susținerea celorlalți membri din cadrul PSD-ului. Că au fost niște proceduri care nu erau invocate în acel regulament de funcționare al ADI-ului. Lucru fals. Această asociație intercomunitară este formată din 6 membri, din 6 comune, cele care au început acest proiect, concept. Într-adevăr, s-au prezentat la convocarea de către președintele ADI-ului de atunci, domnul Beanu, 4 dintre cei 6. Mai puțin municipiul Giurgiu, care avea un reprezentant, și aici mă refer la domnul primar, și la orașul Mihăilești. Eu știu foarte bine lucrurile și tainele ascunse ale acestui proiect. Domnul primar Barbu poate să povestească mie până mâine. Eu n-am să cred niciodată. Interesul e altul, ca PSD-ul să fie la butoane pentru a dirija acești 105 milioane de euro. Lucru care nu ne-a convenit. Chipurile că sunt alții la butoane. Și atunci a încercat prin diferite metode să pună în genunchi atât membrii ADI-ului, cât și acest proiect. Neștiind că se repercutează și asupra dânsului și asupra întregului PSD de la Giurgiu. Eu îl întreb pe domnul Barbu. Băi, domnul Barbu, dacă ți-ai dorit atât de mult ca acest proiect să fie pus în practică, de ce nu te-ai prezentat la ședința ADI-ului, convocată de domnul Beanu? Domnul primar,
Mie mi se pare că dumneavoastră ați lipsit de acolo intenționat. Și n-ați avut alte motive. Ca și primarul de la Mihăilești, primar PSD. Evident că a fost o înțelegere între ei ca să nu se prezintă. Dar nu e un lucru foarte grav. Domnul Barbu nu înțelege că justiția, prin hotărârea care s-a dat la nivel de fond, nu are consecințe imediate de a bloca acest proiect. Fiindcă nici noi, cei din Mișcarea Populară, cred că și cei din PNL și ceilalți din celelalte partide politice, evident că vom face front comun ca să deblocăm această măgrie pe care a făcut-o Nicolae Barbu și PSD-ul. Deci da. sunt doar interese, ca să știți, de la mine. Da. Ar fi bine să... Ar fi fost bine să spuneți atunci când ați realizat lucrul ăsta. E proaspătă treaba. Așa. E proaspătă. Și... Eu am tras semnale de alarmă. Să spuneți juvenilor, pentru că... Cu privire la societatea de transport pe care a fost pusă pe Butuci. Și am să vă dau multe taine de aici pe care nu le cunoașteți. Acel tracum care a fost odată, societatea noastră, Consiliul Local, a fost pur și simplu decapitat. De astăzi, ce? Astăzi constatăm că acele carduri pe care domnul Nicolae Barbu și-a pus numele, care în mod abuziv, să știți, noi consilierii, Consiliul, trebuia să luăm atitudine la vremea respectivă și în consecință să adoptăm o hotărâre. Dar ați știut că se... Nu? Nu. Nu. Am văzut pe Antena 3. Nu. N-am știut, pur și simplu. Vă dați seama că putea să oprim operatorul de transport ca să nu facă tâmpenia care a făcut. Doamna Drăgulin, banii nu sunt nici ai lui Barbu pentru gratuitățile pe transportul în comun. Banii nu sunt nici ai transportatorului, operatorului de transport. Banii sunt banii cetățenilor. Deci toți cetățenii din municipiul Giurgiu contribuim prin votul pe care l-a dat consilierii, contribuim la acele carduri de gratuități. Da. Domnul Barbu, dacă vrea să scrie numele pe ceva, să plătească din bani proprii. Nu să pe banii cetățenilor și pe banii Consiliului Local să scrie numele pe card. Așa cum a făcut și cu liceul Maiorescu. Eu sunt indignat și chiar am atras atenția la momentul respectiv. Dumne, își pune numele pe un monument, este un monument, un titor, dar nu un primar, fiindcă nu l-ai construit tu. Nici măcar nu l-ai reparat. Dom'le, ai administrat situația ca așa a căzut Bobu. Să fii tu primar în acea perioadă. Ați spus despre executiv, despre Nicolae Barbu, da, Giurgiu a avut și viceprimari. Doamne, nu vreau să fiu rotăcios față de viceprimari. Mie mi s-a părut că viceprimarii municipiului Giurgiu li s-a dat comenzi pe Facebook. Fiindcă am constatat cu toții că domnul Barbu și-a petrecut activitatea primăriei Giurgiu pe alte meridiane. Am constatat cu toții. Și multe din presa locală au și semnalat acest fenomen. Dar e treaba lui, acum... Doamne, treaba lui, dar prea mult. Era în concediu legal, era... Concediu legal. Și eu am concediu legal, dar că astăzi în străinătate, hai să fim serioși, în anumite perioade de criză ale orașului. A fost și vânt, a fost și zăpadă prin orașul ăsta, s-a dărâmat și blocuri care nu trebuiau dărâmate și altele care trebuiau dărâmate au rămas în picioare. Nu, sunt multe lucruri care s-au întâmplat. A fost canalul Cama, care a fost destul de multe fenomene în județul nostru. Eu nu-l judec pe Barbu. Eu judec modul cum a administrat acest oraș. Asta mă doare pe mine. Și când am constatat că multe dintre proiectele pe care eu, Ionel Dinu, le-am susținut și n-au fost puse în practică,
Să știți că nici mie nu mi-a convenit. Nu mi-a convenit, să știți. Păi da, știți, uite, eu acum vă întreb, revin, că ați alunecat puțin de la ce v-am întrebat mai devreme. Față de viceprimar, a spus că li se dădea ordin pe Facebook. Da, pe Facebook. Nu e chiar așa. Știți că a fost de caraul în... Pentru că cele mai multe, cea mai multă putere, să zic așa, din postura de viceprimar a avut-o Alexandru Vladu, da? Am înțeles că, într-adevăr, Alexandru Vladu, cu o dispoziție de primar, i s-a dat anumite atribuțiuni. Cele mai multe. Da. Și știu că și domnul Popazu. Eu am avut foarte multe discuții cu domnul Popazu. Așa. E domnul Popazu, dacă stau, mă întrebați pe mine, chiar ar fi meritat să fie în continuare viceprimarul acestui municipiu. Fiindcă este un tip harnic, un tip care se pricepe, un tip competent. Și discret, așa. Și discret. E chiar tipul de om care pune în executare decizia Consiliului Local, chiar și a primarului, prin dispoziție, că asta e viața, n-avem ce să facem. Un tip bun și elegant. Și deștept. Să nu credeți dumneavoastră că vreți să ajungeți la Vladu. Și el a fost de caraul acolo. De caraul. Ce înseamnă de caraulă? A muncit. A muncit, a luat și s-a dus pe toate străzile. Barba a greșit aici. Fiindcă omul, știți cum e, românul. Și Giurgiu Iuveanu nostru, când te vede la locul de muncă, ăsta se implică. Iar babu a încercat să conducă primăria de undeva de sus. Pe o super evaluare, cred eu. Dar totodată și un gram de opulență aruncat și de grandomanie în fața orașului, fiindcă el pe aceste elemente va pierde enorm. Și a arătat opulența și grandomania și aroganța față de oraș. Bineînțeles, și lipsa lui de activitate. Să vede. Giurgiu, îmi cer scuze față de Giurgiu Iuveanu. Știți cum se vede orașul Giurgiu? Ca un oraș rusesc. Este grav. Este dramatic. Este dramatic. Mai rău. Dumneavoastră știți câtă sărăcie este în municipiul Giurgiu? Eu știu. Dumneavoastră știți că noi, municipiul Giurgiu, cu părere de rău vă spun, atât la examenul de capacitate, cât și eu știu și de vorbesc despre asta de... Suntem pe ultimul aproape în fiecare emisiune. Dumneavoastră știți că a dispărut inteligența socială din municipiul Giurgiu și din județul Giurgiu. Dumneavoastră știți că nu mai există elită în municipiul Giurgiu. Dumneavoastră știți că am putea peste puțin timp să dispară oamenii cu caracter, oamenii învățați și inteligenți. Da, spunea și... Să nu mai avem cine, oamenii care să intre... Florian Nicolae a spus la un moment dat și da, mi s-a părut inteligentă formularea. Da, nu tinde să se transforme într-un cartier și da, nu-și dorește asta. Da. Suntem la un pas de a ne transforma într-un cartier. Da. Dumneavoastră ați văzut când... sau poate ați auzit. Avea Astra un meci internațional. Păi de unde să aibă Giurgiu veni bani să meargă la meci? Nu, vorbim aici, la Giurgiu. Da. Și a venit o echipă, o televiziune din țara respectivă. Nu, da, ca o paranteză. A făcut un mic filmuleț cu orașul Giurgiu, unde Astra își desfășura activitatea de punct de vedere sportiv. Și ne-a spus că suntem un oraș la un cap de lume, un oraș care găsește... Unde, domne, n-am văzut reportajul. Ba da. Nu l-am văzut. A jucat Astra cu o echipă în cupele europene. Da. Vreți să vă spun un singur lucru? Eram în tribună la un meci cu Astra, juca cu Asia Târgu Mureș. Și evident că, făcând sport de performanță, m-am regăsit cu anumiți foști colegi de-ai mei din perioada cât eu am jucat fotbal, adversari de-ai mei, nu, dar colegi de brazlă. Și vorbeam despre Târgu Mureș, am vorbit despre Giurgiu, e diferență mare, să știi. E, normal, asta o știe oricine.
Și nu puteam face nimic? E diferența între Giurgiu și... Nu știu. Cam nu știu pe ce culoar suntem, cu cine suntem pe culoar, cu Oltenița sau ce știu eu. Nu, Oltenița nu e reședință de județ? Nu vorbim Oltenița doar de... un oraș. E doar un oraș. E doar un oraș. Municipiu, municipiu, este capitala județului. Oraș. Deci reședință de județ. Suntem departe de ce înseamnă reședință de județ. Știți care e indicele de dezvoltare al municipiului Giurgiu? Care este? 55. Știți care e al Timișoara? 106. Știți care e al Aradului? 103. Știți care e al Oradei? 102. Ce părere aveți? Știți care e al Clujului? 104-105. Noi suntem la jumătate. Știți ofertele pe pachetele de muncă în Ardeal, cum se fac pentru angajați? Știți cum? Cum? Cu bonusuri. Le dă un concediu plătit de societatea respectivă. Le plătește sala. Păi să vină să-și ia mâncă de... Fiindcă nu sunt... Sunt șomaj zero. Știți cât avem șomaj în Giurgiu? Dacă ar fi pe bune. Nu cei care sunt înregistrați și primesc indemnizații de șomaj. Cât avem? Părerea mea că este peste 20%. Vedeți? L-am auzit pe domnul Nicolae Florian într-un reportaj, poate chiar și în emisiunea de noastră, cu privire la podul de la Grădiște. Da, și eu am tras semnale de alarmă să facă odată acel, să repare acel pod. Există o singură consecință. Nu există în momentul de față concurent la operatorul de transport județean și interjudețean. Fiindcă oamenii, neavând o altă alternativă de a circula către București, evident că ei trebuie să ia autobuzul. Dumneavoastră știți cât este prețul pe kilometru față de cum ar fi prețul pe kilometru între Arad și Timișoara? Dublu. Fiindcă nu există concurență. Păi, vedeți, multă lume denunță lucrul ăsta, adică având emisiuni și atingând subiectul, așa cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, mulți spun, domnule, operatorii de transport au un rol esențial în tergivers, pentru că e o mafie, ce mai... despre ce apropo vorbim? Apropo de transport cu uciderea fostului Tracu, a fost ucis. Da. S-a externalizat transportul în comun. A fost ucis în loc să fie eficientizat, păi, pentru că oricum nu a eficient vândă, atunci, putea fi eficientizat, domnul, clar. Conducerea executivă a primăriei a venit în fața Consiliului Local să ne ceară nouă să rezolvăm problema patrimoniului fostului Tracu, sau actualului Tracu, că el e în insolvență. Știți cât primea Tracu pe gratuități lunar de la primărie? Vreo un miliard. Nu, între 600 și 900. Da, așa. Știți că actuala firmă de transport primește 1.200.000 frecvent, da. Dar a avut o lună care a primit și 4 miliarde și o altă lună de 8 miliarde. S-a invocat faptul modernizarea stațiilor. Pentru ce, domne? Pentru modernizarea stațiilor. Dar acum vin și argumentez eu. Stațiile cădeau în sarcina modernizarea stațiilor, cădeau în sarcina operatorului. Așa. Printr-un artificiu, de la primărie, către operator, fiindcă el s-a ocupat cu chestia asta, s-a decontat o sumă de 8 miliarde. Întrebare pe care eu am pus-o domnului actual primar, așa, în ședință de Consiliul Local. Cât costă? Sau ce? Nu, de ce ați decontat, știu că ați decontat 8 miliarde pentru modernizarea stațiilor de autobuz. 8 miliarde? Din, da. Dar ce au făcut? Cum au modernizat? Cu ce? Nu vedeți, dumneavoastră, s-au pus afișe pe acele panouri stânga-dreapta. Nu, eu, domnule, sunt lucruri care puteți să le verificați și să cereți totodată primărie sau poate domnul Barbu să iasă să spună. Păi ieșiți oameni buni și de spuneți giurgiuvenilor. De ce lui Tracu mai dădeai între 60 și 900 de milioane pe lună și astăzi gratuitățile le-ai dublat? De ce? Nu erau tot aceiași oameni? Și atunci? Nu sunt lucruri și care eu, auzind de ele, societatea, să mă indigne. Consiliului Local. Cum? Și n-ai, adică cu suma care s-a dus către noul operator,
ar fi putut eficientiza printr-un alt tip de management, prin achiziții sau achiziții, ce știu autobuze, eu. Da, și autobuze în firea lor. Nu 24, 18 locuri alea mici pe scaun și restul în picioare. Da. Și în ultima emisiune, probabil că o să mai fiu invitat la dumneavoastră sau la alte emisiuni, adică asta e situația vis-a-vis de acordarea timpilor de antenă, am să vin și cu o statistică și cu o mică socoteală vis-a-vis de această societate comercială care a câștigat chipurile, transportul în comun în municipiul Giurgiu. Și o să descoperim. Și care a făcut așa. Și care a făcut taine, fără să știe primarul, card cu numele primarului, nu? Cum să nu știe primarul când cardurile se... Nu, nu, nu. Cardurile se dau de la primărie. Deci din sala de... Știu și asta. Știu că angajații primăriei... Ne ascundem după cireș. Angajații primăriei în timp ce... Mă rog, în timpul programului, deși aveau alte atribuții acolo, distribuiau cardurile și am dovezi în sensul ăsta. Vreau să vă spun un lucru. Toți consilierii PSD-ului ai lui Barbu din astăzi, toți dețin funcții de director. Ionel Dinu n-a fost nici director. N-a fost absolut nimic. Păi de ce n-ați fost director? Adică, de ce să fiu director? Păi, nu. Puteam să fiu oricând director. De-aia spuneți-mi, domnule Dinu. Și vă mai dau un secret vis-a-vis de CET. CET-ul a fost de două ori băgat globalul. De două ori în insolvență, da? Așa. Bun. Hai să vă spun o taină pe care dumneavoastră o simțiți. Probabil că sunteți locuitori și sunteți racordate la sistemul central de termoficare. Da. Știți că municipiul Giurgiu are cea mai scumpă gigacalorie din România? Dumneavoastră știți treaba asta? Că sare de 4 milioane? Este cea mai scumpă? Cea mai mare, cel mai mare preț pe gigacalorie din România îl are orașul Giurgiu. Păi să veniți cu niște hârtii să le arătăm de fapt, uite, ce, oamenilor. Sunt expuse. Nu, cu subvenția, treaba cu subvenția. Ia uite, domne, cât a scăzut. Subvenția e o prostie, să vă spun. Nu e o păcălare subvenția. Am primit de la Guvernul României o subvenție de 40 de milioane. Da? 40 de miliarde. Vechi. Da. Bani care s-au dus, 25 de miliarde, s-au dus la prețul gazului către operatorul de gaz pe Giurgiu. Și 15, noi am dat toți acolo subvenția toată, am băgat-o către să plătim gazele. N-am trezit într-o ședință ulterioară de Consiliul Local că 15 miliarde sunt la dispoziția Consiliului Local și trebuie băgate către global această societate. Eu nu vreau acum să ascund lucrurile, că dacă se va clarifica și chiar loc pe domnul Barb în momentul de față, să iasă public și să explice situația giurgiuvenilor. Fiindcă domnul Barb, am înțeles că deține un contract global de sute de mii de euro anual. Cum, domnul Barb? O societate care a avut domnul Barb și acum o deține soția dânsului. Așa. Din cele 17 societăți comerciale pe care am înțeles că le deține. Așa. Să iasă public, să explice. Eu nu-l acuz de nimic în momentul de față. Dar sunt ziarele care au spus la vremea respectivă acest fenomen. Și chiar vă dau dumneavoastră un indiciu să intrați pe un ziar din Constanța. Să vedeți că scrie despre acest fenomen. Scrie. Acest ziar. Că ce? Că o societate a doamnei Barbu are un contract cu global pentru dedurizare și deversarea apei. Această dedurizare se face pe masă catonică înainte de intrarea apei pentru a diminua din domne, nu știu cine face dedurizarea apei, dar mie în două ore mi se depune. De apa care intră pe calorifere. Mă înțelegeți? Inclusiv și acolo. De deversare. Dom'le, să-mi explice și eu, ca în calitatea mea, care o mai am încă de consilier local, rog mult să iasă public să spună dacă soția dânsului, printr-o societate comercială, deține acest contract cu global, ESA. Sau nu? Să vină cu argument. Că date deja sunt certe că acest contract există. Nu vreau să atac averea dânsului,
care o casă pe la Sulina, care o casă pe la Mare, care două case, apartamente într-un complex rezidențial, care un apartament nu intră sub prețul de 200.000 de euro și că sar de la 300 până la 700.000 de euro. Nu vreau nimic. Nu vreau să îmi spună de averea dânsului. N-am nevoie, chiar dacă are conturi în străinătate, s-a dus prin străinătate și a deschis conturi pe acolo. Nu mă interesează că a fost să deschidă contul sau a fost să-și plimbe diagonala de primar pe alte meridiane. Nu e niciun fel de problemă. E problema dânsului strict și are dreptul să facă orice. Dar un singur lucru îmi trebuie. E domnul Barlo. Puteți să-mi spune și mie, Ionel Dinu, consilierul local, înainte de a intra la primărie, câte societăți aveți în faliment? Atât. Și îl rog să iasă public. Și nu vreau să bănuiesc că facturile sunt foarte mari ale globalului față de populația din municipiul Giurgiu și nici măcar nu se bucură de acel confort cum se bucură ceilalți oameni din alte orașe. Căldura e scumpă, dar puțină. Dar puțină, doar atunci când se vrea. De ce? Fiindcă globalul trebuie să facă și profit. Lucru care pe mine mă determină să cred că Giurgiu, prin aceste societăți comerciale în momentul de față, este un oraș decapitalizat. Fiindcă, stimată doamnă, ar trebui multe societăți din Giurgiu să fie băgate în seamă atât de Consiliul Județean cât și de Consiliul Local. Să avem grijă de banii giurgiuvenilor ca ei să rămână pe teritoriul Giurgiului și nu să capitalizăm alte județe, alte municipii sau alte țări străine. Uitați-vă la băncile din Giurgiu că au început să plece. Fiindcă băncile trăiesc, majoritatea dintre ele trăiesc pe banii populației. Știți de ce pleacă și au plecat? Fiindcă populația nu are bani. Și trebuie să-și găsească un alt culoar, să meargă în orașe unde, într-adevăr, populația câștigă. Bineînțeles, prin diferite activități. Că locuri de muncă, că activități comerciale, societăți comerciale. Hai să le spunem... Nu, mari întreprinzători, mijlocii întreprinzători, nu mai plătesc taxele și impozitele la Giurgiu, le plătesc la Prahova, ca să știți. Da, PIB-ul Giurgiu este în cap, să știți, în momentul de față. Aștept întrebare de la dumneavoastră. Probabil că eu... Nu, eu vreau să vă întreb. Am văzut că v-a luat valul, v-am lăsat, este spațiul dumneavoastră de... Dar e un val corect și cinstit. Nu e doar o adiere de vânt. Noi, electoratul judecă, ce să vă zic. O să vedeți. Da, electoratul judecă, să știți. O să vedeți cum a fost perceput. Da. Dar haideți să le spunem, pentru că ați afirmat că vă S-a dat în Giurgiu o hotărâre de Consiliu Local, până acum inițiată de executiv, ca și în celelalte orașe, modern, din Ardeal, ca și casele din municipiu care se construie sau blocuri să fie acoperite cu aceeași țiglă sau nu. De ce? Uitați-vă de sus, urvălați cu un elicopter orașul. Lăsați că am stat de vorbă cu un pilot și în emisiune și a întrebat cineva cum se vede Giurgiu de sus. A zis o gaură într-un lan de rapiță. Ce e mai frumos în Giurgiu este tot ce a făcut domnul Iliescu, că a dus Astra Giurgiu și stadionul, într-adevăr. Păcat că oamenii n-au bani să meargă pe stadion. Gratuități. Probabil că o să dea carduri domnul Barbu când va ajunge administratorul echipei de fotbal și o să scrie Barbu Nicolae și pe biletele. Haideți să... Nu, eu sunt indignat să știți pe chestia asta. Nu, acolo trebuie să scrie Consiliul Local sau banii voștri. E frumos, nu? Sau la liceu. Banii Uniunii Europene. Nu e normal și cinstit? Ba da, este normal. Pe nici Brâncoveanu n-au scris pe toate monumentele pe care el le-a construit. Ce? Și toate bisericile. Cine a fost, domne, Brâncoveanu? Păi nu, da, bun. E în antiteză, e un antonim al lui Brâncoveanu, domnul Barbu. Da,
Ați spus că vă veți pune la dispoziția oamenilor, da, a primăriei, da, toată energia și experiența dumneavoastră, da, în administrație. Haideți să le reamintim giurgiuvenilor care este experiența dumneavoastră. Ce experiență aveți în administrație? Pentru că este esențial. Doamne, în afară de faptul că am lucrat și în partea legislativă și a fost consilier în perioada 2000-2004 în Parlamentul României, în perioada 2004-2008 am fost vicepreședintele Consiliului Județean și în 2012-2016 consilier în cadrul Consiliului Municipiului Giurgiu. Să știți că mă pricep la administrație. Evident că este un concept foarte greu, fiindcă te lovești de problemele atât a întregului oraș, a unui oraș sau unui județ, cât și de problemele cetățenilor. Și problemele cetățenilor sunt foarte multe. Probabil că oamenii din Giurgiu vor să aibă un învățământ performant. Vor să aibă un sistem de sănătate care le acordă sprijin pentru o viață mult mai bună și mai frumoasă. Aș vrea ca giurgiuvenii să aibă posibilitatea să plimbe pe drumuri și pe străzi ca și celelalte orașe din Ardeal. Nu o spun în străinătate, precum Germania, Austria, Danemarca, Suedia, Norvegia. Nu. Dar să începem și noi cât de cât să evoluăm. Să evoluăm. Cât de cât, da. Și să se simte ceva în orașul nostru, că s-a schimbat ceva. Chiar mi-aș dori acest lucru. Și mă voi bate, să știți, pentru dânși. Că voi fi eu sau nu voi fi primarul municipiului Giurgiu, nu e o catastrofă. Dar voi încerca cu cel care va fi, că schimbare va fi 100%, vă spun, să simte. Numai că să vede, dar să simte. Să simte cu ardoare din partea electoratului. Estimată doamnă, am constatat, nu mai vorbim de ceilalți candidați sau de mine, să vorbim ce se întâmplă ca stare de spirit. E o stare de spirit în momentul de față, în așteptare. Oamenii au dorința de să prezenta la vot pentru această schimbare. Și ea se va petrece. Cine va fi câștigătorul? Numai dânsii poate să decide în ziua votului. Dar cu certitudine că ea va fi. Și îmi doresc, voi fi eu sau altul, să pun în practică și ceea ce eu astăzi am venit în fața dumneavoastră și a telespectatorilor să promit și totodată să mă țin de cuvânt. Și cred că voi avea tot sprijinul din partea, dacă nu voi fi eu, din partea viitorului primar, să facem, într-adevăr, un spital municipal, să îndreptăm sistemul de sănătate și să ajutăm cât mai mult învățământul din Giurgiu pentru a ieși din această groapă uriașă în care ne-am afundat. Încă nu suntem căzuți în momentul de față. Suntem un oraș căzut, o populație derutată. Nu-și mai găsesc cadența. Fiindcă ei muncesc în momentul de față doar pentru a supraviețui, nu pentru a trăi omenește. Ăștia sunt giurgiuvenii noștri. Nu-i poate și vina mea. Îmi asum responsabilitatea, fiindcă eu sunt un om care îmi fac autocritică. Probabil că trebuie să fiu mult mai agresiv și să trag semnalele de alarmă atunci când trebuia. Și îmi cer scuze dacă electoratul sau oamenii din Giurgiu mă percep altcumva decât sunt eu. Cum sunteți dumneavoastră? Sunt un om care mă bat. Un om cu energie. Un om cu un fond bun, dar cu o formă explozivă. De cine vă temeți că vă aliniați la start mulți? Ionel Dinu nu se teme de nimeni. Nu. Mă voi bate așa cum știu eu să mă bat. Și voi demonstra giurgiuvenilor că voi fi alături de ei. Așa cum am fost și ca vicepreședinte al Consiliului Județean timp de 4 ani de zile. Că vă dau niște exemple din perioada mandatului meu.
când învățământul în Giurgiu, 2 ani din cei 4 ani de mandat al meu, la examenul de bacalaureat, a fost pe primul loc pe țară. 85% grad de promovabilitate. Ceea ce astăzi, din 2012 și până astăzi, a fost doar pe ultimul loc. Cu grad de promovare până în 45%. Chiar și ce într-o perioadă 35%. Avea vreo legătură gradul de promovabilitate cu faptul că dumneavoastră erați... Dom'le, să știți că avea. Fiindcă din când în când, atunci se mai putea. Mai chema inspectorul șef, mai rotai cadrele alea din fruntea liceilor. Mi-mi pare rău de domnii directori, de cadre didactice. Nu sunt ei de vină. Nu. Dar vă spun un secret. Și o să-mi puneți întrebarea. Dom'le, dar ce treabă are primăria? Nu. Primăria are treabă în învățământ. Se implică cu mult. Nu se implică pe partea de curiculă. Dar constat că pe locul 2, după domnul Vladu, la cursul local, nu este nimeni altul decât inspectorul șef al inspectoratului școlar. Om care este reprezentant al PSD-ului. Cine se ocupă de partea de curiculă? Nu e inspectoratul școlar? Nu este veriga intermediară între... Eu știu asta. Între Ministerul Învățământului și școlile din Giurgiu? Nu pune în aplicare... Că inclusiv șeful inspectoratului școlar, Gigi Oprișan, a spus când l-am întrebat în emisiune, de ce dracului suntem pe ultimul loc? Cine ce face? Descoper. Și a spus, sărăcia e de vină, sărăcia, am căutat, am încercat. Nu, sărăcia e de vină. Și ce faceți dacă e sărăcia de vină? Atunci îl întreb pe domnul... Că asta invocă inspectoratul. Păi bun, atunci îl întreb pe domnul inspector. De ce Botoșani a avut grad de promovabilitate, care indicele de dezvoltare e mai mic cu 2% decât noi, are 55. Și chiar am să verific cum stă la ora asta. Ia să verificați. Eu totdeauna i-am atras atenția domnului Oprișan. Atenție că se apropie examenul. Atenție, atenție și o să ieși pe ultimul loc din nou. Atenție, atenție, atenție. Da. Multe lucruri... Domnule Dinu, mai cunoașteți multe. Învățământul astăzi. Și, mă rog, educația este un subiect extrem de sensibil și trebuie abordat cu mare, mare, mare atenție. Și aici avem mult de discutat. Eu de-abia aștept. Cu ce motivăm profesori și elevii din municipiu? Păi, domnule, acum știți cum e. Părerile diferă. Cu ce motivăm? Vedeți, motivăm, dar până îi motivăm. Hai să își asume până la urmă că, știți, nu toată lumea e mulțumită decât e plătită la locul de muncă. Dar dacă găsim un... nu știu, un mecanic de locomotivă nemulțumit de leafă, că ori fi și de ăștia și nu-și fac treaba cum trebuie, s-a dus aderaia trenul, da? Domnule, ți-ai ales, asumă-ți. La liceul Mihai Viteazu, eu am fost elev al liceului Mihai Viteazu din București, care e elita. Așa? Credeți că profesorii de acolo câștigă mult mai mult bani decât profesorii din liceele din Giurgiu? Așa. Nu, e adevărat, la fel. Trata de salarizare. Da. Școala unde ați învățat-o? La meditații sau la școală? La școală. Ah, da. Bine. La școală. Eu n-am fost un elev meditat. Încă de mic mi-am autoinvocat sentimentul de studiu, fiindcă mă trag dintr-o familie de intelectuali. Așa, deci v-am spus... Fiecare să-și facă treaba, acum au o ștampilă în mână, au... ei sunt intelectualitate, ei eu sunt fac apel. De bază. Așa este. Și... Eu nu spun că se devină cadre didactice, dar aici e o... Au sindicate, pot să-și facă, dar până atunci, haide să ne facem treaba. Că mi-a fost aminte de sindicate acum cu poliția locală, când... Mai era puțin ca domnul primar Barbu să desfințeze poliția locală. Vă aduceți aminte când a fost și... Eu da, mi-aduc aminte. I-a jugat pe... Știe toată lumea că am fost acolo. Că cei care au salvat poliția locală de la aderarea a fost Consiliul și nu partea executivă. Consiliul care a ascultat pledoaria celor de la sindicat și mai mult de atât a ținut, ați analizat serios
situația polițiștilor locali, da, care și eu am fost alături, erau, erau dărâmați de, de oamenii cu probleme, că după cum știți și dumneavoastră, fiecare avem problemele noastre, iar două persoane din cadrul poliției locale chiar au venit, erau două doamne, pur și simplu plângeau că au împrumuturi la bancă și nu mai reușesc să-și, să-și plătească împrumuturi. Și oamenii în prag de pensionare și... domnule Dinu, vă rog. Am ajuns la finalul emisiunii. Mă bucur. Mi-aș fi dorit cu dumneavoastră stau vreo 20 de ore în emisiune, dar cu altă ocazie. Da, și eu despre Giurgiu aș vorbi, de la, aș vorbi la nesfârșit și reiau aproape aceleași subiecte în fiecare emisiune, chiar dacă mă pregătesc să duc discuția, nu știu, pe o anumită temă. De unde ați dobândit dumneavoastră atâta energie? Poftiți? De unde ați dobândit atâta energie în, în timpul, în timpul emisiunilor? Fiindcă e o chestie de automotivație. Pe mine mă surprindeți cum abordați emisiunea. În sensul... energic, așa, sau și, la ce vă referiți? Și energic, dar și profesional. Ați, de la ultima emisiune care am făcut-o cu dumneavoastră, să știți că ați crescut foarte, foarte mult. Și eu vă felicit, să știți. Doamne, trebuie să trăiești în Giurgiu. Și în, în materie de Giurgiu, cred că fiecare giurgiuvean e doctor, cum se spune. Sperăm că împreună vom scoate problemele orașului, le cunoaștem. Tainele și... acestui municipiu și al județului nostru de aici încolo. Chiar m-aș dori să particip la emisiunile dumneavoastră. Sunt emisiuni. Da, în măsura în care vă aflați pe, graficul aprobat, nu, de CNA. Nu acum, eu, în perioada campaniei electorale. Vorbesc. A, vă place perioada... să fiți invitatul meu în emisiuni. Evident. Doamne, ce să zic? M-ar fi flatat să spuneți, nu mi-ar plăcea să fiu în emisiune, că mă puneți în dificultate. Da, hai, nu, că merge și așa. Dumneavoastră m-a spus de multe ori acum... în dificultate, dar nici eu nu sunt un interlocutor care cad în genunchi. Este, uitați, emisiune electorală unde dumneavoastră v-ați promovat, eu știu, nu platforma. De, nu vreau decât... Dacă nu era emisiune electorală, nu vă lăsam să vorbiți atât. Știu. Nu vreau decât cetățenii municipiului Giurgiu. Mesajul. Să aibă raționament. Acolo. Să aibă raționament. Să voteze atât cu inima cât și cu mintea. Și de data aceasta să dea orașului Giurgiu ceea ce vor ei și cred că omul pe care îl vor alege le va fi deprisos. Vă mulțumesc și vă urez o seară plăcută și Doamne ajută. Mulțumesc pentru prezența în platou, domnule Dinu. Iată, aveți mâine, că am primit un mesaj pe telefon de presă, mâine la ora 13 aveți o conferință de presă. Da. Am primit comunicat puțin mai devreme. Vă mulțumesc că m-ați anunțat și pe mine în direct. Uite, noi le știm pe toate. Noi sper să participați și dumneavoastră ca Giurgiu TV. În măsura în care timpul ne permite Giurgiu TV, bine, da. Sunteți foarte ocupați, știu că e campanie electorală. Alergătura e mult mai mare. Nu că e campanie electorală, nu, de-aia e TV Giurgiu ocupat. TV Giurgiu e pretutindeni. TV Giurgiu este în casele tuturor și cu informații exacte. Așa. Și așa. Pentru asta suntem îndrăgiți de întreg județul și nu numai, pentru că la noi se uită și Călăraș și Telorman. Și mulțumesc, domnule Dinu. Vă mulțumesc și eu pentru invitația care mi-ați făcut. Doamnelor și domnilor, atât pentru această seară. Noi ne revedem joi la o nouă ediție, Timpul să vorbim. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu. Noapte bună!